Sezonul estival la piscinele din incinta plajei Olt se apropie de final. Potrivit reprezentanților Clubului Sportiv Municipal Slatina, locul de relaxare unde mii de slătineni și-au petrecut vara va fi închis peste câteva zile. A fost o vară frumoasă, călduroasă, fără evenimente. Aproximativ 13.000 de slătineni, copii și adulți au ales să-și petreacă timpul liber la plaja Olt. Le mulțumim pentru această alegere. Sperăm că ne-am ridicat la nivelul așteptărilor dânșilor. Din totalul acestora, 3.500 aproximativ au fost copii, 9.300 adulți și diferența o constituie pensionarii cu venituri sub 2.000 de lei din municipiul Slatina, care în luna august, în baza unei hotărâri a Consiliului Local al municipiului Slatina, au avut acces gratuit la plaja Olt. Chiar dacă plaja se va închide, slătinenii se pot bucura în continuare de celelalte servicii din cadrul Clubului Nautic și de Agrement Plaja Olt. În continuare rămân deschise în club, la bază, terenul de tenis de câmp, terenul de mini-fotbal, terenul de mini-golf, spa-ul, sauna, sala de forță, terenul de volei, astfel încât slătinenii își pot petrece într-un mod cât mai plăcut timpul la Clubul Nautic și de Agrement Plaja Olt. Pot practica sporturile preferate, fie ca pentru menținerea stării de sănătate, fie ca sport de performanță pentru cei care doresc. Pentru a le oferi slătinenilor cele mai bune și sigure condiții, periodic conducerea clubului investește în servicii, iar spațiul de aici este în permanență curățat și igienizat.